Cum vedeți reacția leadership-ului american? Este una puternică, una slabă? Cum vedeți dumneavoastră? Știți, multă lume a spus de Joe Biden că, fiind mai în vârstă, probabil că reacția pe care o va avea va fi una mai slabă. Pentru că ne învățasem cu Donald Trump, care era mai acid, să spun, în discurs cel puțin. Sunt două personaje politice total diferite. Joe Biden a avut o carieră întreagă în zona de politică externă, înțelege foarte bine regiunea, înțelege însemnătatea Mării Negre și faptul că astăzi el este la Casa Albă, eu cred că este un lucru bun. Și s-a văzut și din fermitatea cu care a luat unele decizii, de care mulți se îndoiau că o mai are. Au reacționat, din punctul meu de vedere, impecabil. Au confirmat încă de secunda 2 suveranitatea articolului 5. Au venit cu măsuri economice mai puternice, unele chiar decât au fost cele de partea Uniunii Europene, și mai rapide. Și este și pentru noi ca români, îți dă așa un sentiment de liniște când știi că verișorul mai mare sau fratele mai mare are o atenție deosebită și este hotărât să intervină în caz de Doamne ferește ceva.